Întrecerea care se adresează tuturor echipelor din Liga Națională de Basket Masculin și Liga Națională de Basket Feminin se va desfășura în luna august. Printre echipele așteptate de Federația Română de Basket să se înscrie în această întrecere se numără și BCMU FC Argeș Pitești. Președintele Federației Române de Basket, Horia Păun, a venit cu mai multe informații cu privire la această competiție, care se va dovedi a fi un fel de Summer League românesc. Am denumit-o generic Liga Națională de Vară. Sincer, nu știu dacă aceasta va fi denumirea finală. Cert este că nu ne dorim să fie o miuță între echipe. Ne dorim o competiție serioasă care să se adreseze în primul rând jucătorilor români. Ne dorim o întrecere care să readucă basketul la nivel de seniori în atenția publicului și a autorităților încă din luna august. Va fi o competiție oficială deschisă tuturor echipelor care evoluează în Liga Națională de Basket Masculin sau Liga Națională de Basket Feminin și care vor dori să se înscrie. Este și o oportunitate pentru cluburile din Liga Națională să vadă la lucru la un nivel ridicat juniorii din propria pepinieră. În funcție de succesul acestei competiții vom decide dacă o vom permanentiza sau nu.